La prima participare în Liga 1, CSM Sighet s-a clasat pe locul 7. Echipa noastră de seniori de la CSM Sighet a încheiat acest sezon competițional în Liga 1, divizia B, pe un loc 7, un loc 7 într-o grupă semifinală cu echipe foarte valoroase, echipe cu pretenții la calificarea în Liga Națională. Noi pot să zic că ne-am atins obiectivul propus în faza inițială a acestei competiții și mai exact calificarea în primele 8 echipe în divizia B, Liga 1. Având în vedere că la începutul campionatului au fost 28 de echipe înscrise, eu zic că acest loc 7 este unul meritat, un loc pentru care noi am muncit foarte mult, ne-am pregătit și pot să spun că bugetul pe care noi l-am avut la dispoziție a fost unul care nu ne-a permis să urcăm mai mult în clasament. Antrenorul Emil Costelnic a mai precizat că prin această echipă și-a dorit să promoveze jucătorii tineri și să le ofere posibilitatea de a trece de la o echipă de juniori la una de seniori. Important pentru noi a fost faptul că această echipă este compusă în procent de 80% din tineri, sub 18 ani. Noi am avut doar 3 jucători peste 18 ani cu experiență în Liga Națională sau Liga 1. Scopul acestei echipe este de a face tranziția acestor tineri localnici către sportul de performanță și către echipele de seniori. Majoritatea jucătorilor sunt din pepiniera proprie, să zic așa, jucători de la CSS Sighet, pe care eu i-am pregătit de când erau mici, de la 7-8 ani. Această echipă a mai fost completată cu 2 jucători de la Satul Mare, tot jucători de 16 ani, Rareș Ardelean și Mureșan Raul, și de la Baia Mare cu Mihali Croaț. În ceea ce privește următorul sezon competițional, antrenorul a spus că și-ar dori o clasare mai bună.